Actorul, regizorul și eseistul Dan Puric a fost invitatul special al unei noi seri culturale organizate de Parohia Mărcuța din Capitală. Întâlnirea a avut loc ieri seară, în curtea locașului de cult, și a fost precedată de un concert de cântări patriotice și religioase. Parohia Mărcuța a fost ieri seară gazda unui eveniment cultural duhovnicesc mult așteptat de membrii acestei comunități parohiale. Credincioși din tot Bucureștiul au umplut curtea locașului de cult în dorința de a-l întâlni și asculta pe actorul și scriitorul Dan Puric. În deschiderea evenimentului, câțiva membri ai grupului Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, dirijați de arhidiaconul Mihail Bucă, au interpretat cântece patriotice și cântări religioase. Conferința susținută de actorul Dan Puric s-a intitulat De la jertfa lui Hristos la jertfa unirii noastre. De acolo din stânga privește Eminescu. Eminescu a spus despre poporul român că este format dintr-un șir nesfârșit de martiri, martiri, martiri. Și eu am venit să aduc aminte. În clipa în care vom uita lucrul ăsta, vom dispărea ca popor. Eu aici, în minunea asta de loc, spun și un cuvânt cum pot. Restul e treaba lor, așa că îi las pe ei să dezvolte. Dar nu multilateral. Să dezvolte în profunzime. Știți că părintele Stăniloae, când a început să-i citească lui Mircea Oran din Filocalia, și Oran spunea că dacă era mai tânăr, ajungeam și o să cred. Realiza ceva, profunzimea cuvintelor ortodoxe. Noi nu avem întindere mare pe orizontală, noi avem sensurile în adâncime. Și ca să vă dau un vers intraductibil, nu credeam să învăț a muri vreodată. Vă rog să-l traduceți în altă limbă. Această seară duhovnicească a fost deopotrivă și spirituală și patriotică. Am avut bucuria și onoarea de a avea în mijlocul nostru pe actorul, cugetătorul și scriitorul Dan Puric, prezență emblematică în spațiul spiritual românesc. Într-o societate care nu exprimă aceeași emulație ca în trecut, în care esența națională este păcare de dispariție și noțiuni ca națiune, naționalism sunt perimate, iar termenul de patriotism este aproape interzis, domnia sa a reușit, prin prezența sa harismatică, să adune în curtea bisericii noastre sute de oameni cu care am trăit împreună emoția sentimentului de credință și neam la parametri înalți. Această emulație spirituală ne întărește nădejdea că spiritul națiunii este încă viu. De 2 ani de zile organizăm în cadrul Parohiei Mărcuța în fiecare lună cel puțin o seară cultural-duhovnicească. Uneori chiar și 3 seri cultural-duhovnicești în cadrul aceleiași luni. Dan Puric, o personalitate care nu numai că transmite un suflu patriotic în acest an al centenarului, dar în același timp ne transmite și acea vocație a eliberării, a descătușării cuvintelor în fața celorlalți. Și atunci am zis, haideți să-l invităm să fie chiar în mijlocul nostru, să ne bucurăm de dânsul, să fie și dânsul prezent în mijlocul parohiei noastre, să vadă că avem o parohie vie, o parohie care îl iubește, de ce nu, o parohie care îl urmărește și să intre în comuniune cu dânsul. Parohia Mărcuța va dedica următorul eveniment poetului național Mihai Eminescu. În 15 iunie, în locașul de cult, vor fi săvârșite Sfânta Liturghie și slujba Parastasului pentru cel care a spus despre Biserica Ortodoxă că este mama spirituală a neamului românesc. Cu acest prilej, copiii de la școlile din cadrul parohiei vor participa la un concurs de poezie eminesciană.